te cheamă pui de dac. Ioi, ungurul bulan. Suntem pentru a țâșpea zi aici la Universitate, doamnelor și domnilor. Protestele continuă, oameni nemulțumiți, dar azi vom încerca să vedem lucrurile dintr-o altă perspectivă. Cu ocazia meetingului apolitic organizat aici de USL, Ministerul de Interne a mobilizat un număr dublu de jandarmi. Însă azi jandarmii au primit ordine să fie mai pașnici. Ne va spune mai multe domnul jandarm. Frățică, ciocolom să rămână. Este adevărat că de-abia așteptați să loviți manifestanții? Doamnă, eu nu mai dau nimeni. Eu nu mă mai joc. Vă temeți de măsurile pe care le va lua Igaș împotriva voastră, nu? Nu, de-aia, da, de unde? Dați deja la a treia pereche de bocanci, doamnă! Nu mai am alții! I-ați rupt în mijlocul incidentelor? Nu, dar cum i-am tot lovit în gură, manifestații m-au mușcat de bocanci, doamnă! Tot eu sfârtecat! Păi nu se mai poate! Eu tot dau cu cremă în fiecare zi ca să vin acasă cu chință fipți în talpă! Păi eu ce mai pun de Moș Nicolae la ușă? Spuneți-mi ce părere aveți de situația țării. Suntem pe drum cel bun? Doamnă, acum știți, poate credeți că noi jandarmii suntem mai proști. Și nu sunteți. Doamnă, cu permisiunea dumneavoastră, voi încerca să analizez puțin registrul macroeconomic al țării situate geopolitic în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic. Wow, m-ați dat gata. Ce vreți să spuneți? Deci cheia salvării României stă în exportul. Adică să exportăm în continuare mașina de succes interstelar Dacia. Nu, ar trebui de fapt să asistăm exportul de Dacii. De ce? Să rămână în țară cât de multe Dacii. Păi de ce? Păi să aibă protestatarii ce să incendieze. Doar nu vreți să incendiem BMW-uri. Bine, atunci ce să exportăm? Cartofi, roșii? Nu, nu, ar trebui să nu mai exportăm cartofi. Nici roșii. Aia le trebuie culese și știți cum e românul. Da, da. Și în plus, avem nevoie de cartofi și roșii. Să hrănim poporul. Da, să hrănim poporul. Cu ce vreți, doamne, să arunce manifestanții în guvernanți? Că bordurile s-au terminat deja. Păi bine, și atunci ce ar trebui să exportăm? Lene! Lene? Lene, doamnă! Dacă am trimite mai multă lene în vest, să vedeți cum s-ar ridica românii în Europa! Da, domnul jandarm, spuneți-mi, am auzit că s-au declanșat proteste și în Anglia, în Franța! Da, păi mâine suntem repartizați! Eu la Viena, cu trupa de jandarmi, am doi colegi, merg la Londra, să oprim protestele de acolo! Oh, păi asta e super pentru voi, e ca o mini-vacanță pe banii statului! Da, super! Poftim, nu vă convine? Nu, doamnă! Rămâne și-a zis ce puturoș! Dic Viena, Londra! Dar nu s-ar duce o mână de români să protesteze în Maldive sau Dubai! No, amui gata! Dar poate ai bulan și mâine! Unguru Bulan!